Du-te, bă, deci nu te cred. Ai transformat mașina de facțiune de Hitman în sultan de taxi? De când a apărut facțiunea asta, n-am suportat-o prea tare. Ce singurul bizon.ro de pe contul lui Cristian, care este în rank, este rank 6 în Sons of Anarchy, anume rank 6 în Mirobolant. Mamă, nivel 219, n-am văzut-o pe asta până acum. În Mirobolanta facțiune SOA, anume noua facțiune de pe Bizon, mă rog, noua care ulterior a devenit vechea facțiune de pe Bizon, pentru că între timp facțiunea s-a învechit ca orice alt lucru și membrii s-au făcut din ce în ce mai mult și s-au întâmplat multe chestii, s-au mai băgat update-uri față de început. Aici acum a fost deschisă facțiunea asta. Care facțiune a fost deschisă din ce știe Swift al vostru în urmă cu mai multe luni? Anume mai multe luni, dar dacă dăm un search la mine pe canal, clipul de pe clipul din facțiunea SOA a fost filmat în urmă cu 8 luni și un pic. Deci acum 8 luni și un pic, deci probabil în decembrie anul trecut, facțiunea SOA a fost integrată cu succes pe Bizon. Astfel, astăzi suntem pe un cont de sub-lider aici, Swifties here, în facțiunea SOA, de pe contul lui Cristian. Mulțumim, Cristian, că ne-ai lăsat să filmăm pe cont. Deocamdată Cristian nu este cu noi, nu mi-a răspuns la mesaj că intru pe cont, așa că deocamdată nu este cu noi, însă avem alături de noi doi oameni din facțiunea SOA, anume un rank 5. Bunea, salutare! Salut, vă salut pe toți! Și pe Silvii, care este și el aici cu rank 3, salutare! Salut! Băieți, mi-a spus amândoi înainte de acest clip, că de începerea acestui clip, că v-ați uitat la clipurile mele de foarte multă vreme, nu? Da, m-am uitat cel puțin la majoritate. Deci știți formatul, știm ce se întâmplă. Bun! Eu te urmăresc de când eram amândoi pe RPG3. Amândoi pe RPG 3? Da. Pe ce nu mai aveai pe 3? Elijah. Ok, deci ești un jucător vechi pe aici. Te-a jucat să vorbești mai tare și în microfon, mersi. Bun, prieteni, o să dăm cuvântul fiecăruia dintre membrii din Sons of Anarchy să vă spună ce s-a întâmplat pe aici de când este această facțiune, care este părerea lor și, bine, înțeles, la final o să intervin și eu și o să vă spun exact care este părerea mea despre această facțiune și despre toate schimbările care au avut loc în ultima vreme. Între timp, voi o să mă vedeți pe mine făcând aici un pic de raport de pe cont de rank 6, să vedem și cât câștigăm ca rank 6. Bun, o să începem cu Sylvie. Sylvie, ce apreciezi această facțiune, ce nu apreciezi și cum faci aportul aici? Adică de ce ai intrat în facțiunea asta ținând cont de faptul că până la urmă e doar un hoț de mașini într-o facțiune? Adică nu-i nimic nou, ca în taxi, spre exemplu, sau paramedic. Nu-i neapărat de raport, dar îți dă niște arme bunicile, să zic, pentru o facțiune așa mai simplă. Ce arme? La rank 4, Sawn-off și Uzi, ca la mafie aproape, dar la mafie comba și tec. A, poți să dai gen... poți dai order. Da. O să mergem și la HQ SOA cât de curând pentru a vedea chestiile astea. Orderul știu că s-a băgat puțin după ce s-a introdus facțiunea, nu? Zic bine. Cam așa, da. Am înțeles. Tu ești rank 3, ai acces la arme mișto la rank 3? Încă nu, doar la Deagle M4 și Rifle. Păi mai mult decât suficient. Și în afară de furtul vehiculelor, altceva să mai face pe aici? Păi poți să extorchezi jucătorii civili cu skin de sozovană și bani, droguri și materiale. Dar găsești mai rar. Adică cu slash ext, corect? Exact. Dar asta până la urmă e ceea ce face jobul host de buzunare, nu? Până la urmă, adică furi. Aproximativ, dar nu primești wanted și ești cam limitat, că poți să furi numai de la acești cu skin. Păi, până la urmă, facțiunea asta e alcătuită din două joburi, host de mașini și host de buzunare. De ce totuși ai ales să intri aici? Are un raport așa mai ușurel și, cum am zis în trecut, ardele. Și ce ai de făcut la raport aici? Adică ai multe puncte? La rank 3, de exemplu, am 20 de puncte. Adică 20 de vătruiete și ocazional mai fur pe cineva dacă ar schimbe sua. Câte puncte ai de ext? 1? Da, 1. Nu-i mult. Dar la raport poți face de oricare, mixt. Aha, am înțeles.
Păi uite, deci am făcut acum matura, HPV, deci am luat 3K. Deci pe un punct la raport am luat 3K. ID-ul acestei motociclete este aceeași cu ultima pe care ai furat-o. Nu ai primit punct la raport de activitate. De ce? Asta nu-mi place. Cum adică? Adică dacă fură motocicletă mai multe ori, nu-mi dă punctul? Aceeași motocicletă cu același ID. Am înțeles. Zic. Deci trebuie să-mi iau motociclete. Trebuie să pui una din dreapta sau una din stânga sau cea din mijloc. Am înțeles și eu acum. Du-mă și pe mine, te rog, la... Ok, hai. Dar cum ți-ai făcut asta? A, ți-ai pus pe el taxi gen din costum. Costum pe secundar. A, costum pe secundar. Ce tare. Ok. Dar haide să mergem... Hai la HQ SOA, te rog. Hai la HQ SOA. Amândoi sau doar el? Nu, să mă ducă pe mine, gen. Ah, zici tu, Bunea, ce părere ai? Tu ești aici în facțiune, ești rank 5, deci ai trecut chiar prin toate rankurile și ești ceva mai vechi aici în facțiune decât colegul tău. Cum vezi tu facțiunea asta? Ce nu-ți place la ea? Sincer, n-am ce să zic că nu-mi place la ea, este o facțiune super. Adică îmi place, e ceva, nu știu, e practic faci doar job, dar e ceva unic. Din punctul meu de vedere, e ceva frumos aici. Și... cam atât, n-am nimic de obiectat în legătură cu facțiune. E o facțiune perfectă. Dar nu ți se pare faptul că s-a introdus o facțiune bazată pe două joburi? Că, nu știu, mai trebuia ceva la ea, adică, nu știu, parteneriate cu alte facțiuni? Adică, nu ți se pare că a fost cam forțată introducerea facțiunii? Va urma, din câte am înțeles, de la Mashroma, va urma un update frumos la facțiune, ceva implementat nou, ceva unic. Să vedem ce va ieși când va veni update-ul. Păi da, dar facțiunea e de vreo 8 luni pe aici, adică cât să mai dureze? Nu sunt în măsură să spun cât mai durează, cât nu. Normal ar fi trebuit să vină la fuziune acest update, dar să sperăm că cât de curând. Da, știi ce nu-mi place? Că au pus HQ fix la mama naibii, mă, lângă Angel Pine aici, deci la mama... Dacă, scuze că te întrerup, dacă te uiți și scrii slash ride, vei vedea că va urma un update frumos. Cum să... R-A-I-D? A, Raid da. Group, Raid Group. E function still under development, funcția încă este sub dezvoltare. Da, da, da. Păi va și Raid... ceva unic, ceva frumos. Păi și ce înseamnă Raid-ul ăsta? Adică ce va presupune Raid-ul? Ceva Raid-uri la facțiuni. Păi nu, asta zic... cu droguri, mai multe chestii. What the fuck? Deci am vrut să intru în training room și nu ești membru al facțiunii Hitman... A, cred că era un vehicul de Hitman pe aici, sau ce Dumnezeu? Nu, că am dat să intru, nu ești membru Hitman Agency. Asta e mașină de facțiune? Da. Du-te, bă, deci nu te cred. Ai transformat mașina de facțiune de Hitman în sultan de taxi? Du-te, bă, nu știam de ce... Băi, și liderul tău știe, mă, ce faci tu cu mașina? Nu. Nici să nu-i spui. A vedea pe videoclip, să te las. O să vadă pe videoclip, da, pin. Ha, am uitat să bag pinul pe filmare. Hai să vedem ce pin are Cristian la cont. Sper că o să îl cenzurez, dacă nu, îmi pare rău, Cristian. Așa, o să cenzurez. Pac, 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 pac. Bun, am băgat și pinul, e pinul bun. Acum dăm order. Ia să vedem ce order au oamenii. Order 1, Brass Knuckles și Desert Eagle. Aiurea, că Brass Knuckles, ce faci cu ele? A, Brass îți dă la toate astea. Da. Desert Eagle, M4, Rifle, Uzi. Bă, chiar îți dă niște chestii mișto, adică, chiar îți dă niște arme mișto, cu toate materialele astea. Da. Băi, chiar mișto. Scuze, era futut să mă abțin. Nimic. A, dar noi cu ce plecăm de aici? Hai să plecăm cu, ăștia au elicopter? Elicopter n-au. N-au elicopter la SOA. Hai cu ăsta. Hai cu ăsta, hai că dau și talk surf. Da, deci acum să vă spun și eu un pic despre ceea ce văd eu. De când a apărut facțiunea asta, n-am suportat-o prea tare. Din simplu fapt că efectiv s-au luat două joburi și s-a făcut din astea două joburi o facțiune. Și după oamenii au trebuit să joace în facțiunea asta, care a trebuit cică să fie nouă, da? Dar facțiunea nu e nouă, adică facțiunea e efectiv... două joburi într-una, adică jobul de pickpocket care acum dai slash X ca să iei pe cineva. Bine că s-a băgat că numai cu skin de soul, numai cu nu știu ce, dar la bază e jobul
de host de buzunare și furtul care furtuie fix jobul de host de mașină, adică nici măcar nu e o comandă specifică facțiunii, să zici, bă, dau slash work și dau, să nu dau slash, nu știu, steal, fură, ceva, nu, adică dau exact comanda de job, exact că să am job, adică efectiv este un job care punctează în facțiune. Și n-am înțeles o chestia asta, de ce a existat chestia asta, dar în fine, dar acum că există și niște comenzi care presupun raid-uri, adică aș fi văzut facțiunea asta ca o facțiune împotriva tuturor, bă, facțiunea aia cu cei mai răi, care efectiv se luptă cu toate facțiunile de pe server, sunt cei mai răi, fură sau chestii de genul. Ceea ce, după cum putem vedea și ne-a confirmat și mai devreme colegii din SOA, faptul că se va adăuga, dovadă fiind și comanda raid group. Și sper că se vor putea jefui HQ-uri de facțiuni, se vor putea da raid-uri programate și să rupte facțiunile între ele. Un fel de mini-war-uri între facțiuni ar fi. Ce ziceți, băieți? Ceva de genul. Da. Ceva de genul, poate. Da. Ar fi o idee foarte bună. Voi ce update-uri ați mai aduce la facțiunea asta? Hai pe rând, Silvi. Păi, sugestiile de pe Discord Bizon care le-a făcut liderul. Și care sunt alea? Poți să ne zici așa pe scurt? Widlab. Rework la comanda extra. Weed Lab, adică laborator de iarbă, de droguri. Da. Deci ca la mafii. Și apoi să le transport la mafii. A, și să le transport către mafii. Da, să fim singurii transportatori pentru mafii, droguri și materiale. Băi, singurii, asta ar fi cam aiurea singuri, dar sincer ar fi o idee foarte bună și în raport să bage chestiile astea și raportul ăla să fie suficient astfel încât toate mafiile să aibă cât le trebuie. Da, chestia asta aș vedea o super mișto și să poți face și, nu știu, adică să te cheme liderul din RDT, băi, avem și noi nevoie de un transport urgent, hai mai fă și tu un pun la raport în plus, te cinstesc, bă, e genial. Da. Chestia asta, dacă se va băga cu transport de droguri și de materiale la mafii, sincer, va fi o facțiune și mai reușită. Dacă e așa, sincer, aș intra și eu. Sincer. Păi și astea sunt un plan, dar acum așteptăm deciziile lui Muș Roma, știi? Liderul nostru, Juvin, a propus asta de foarte mult timp. Și rămâne de văzut ce se va întâmpla pe parcurs. Chestia asta e foarte mișto, să știi. Și dacă nu mai sunt membrii SOA, nu mai sunt droguri pe server. Cică. Exact. Adică părea mea că tot ar trebui să păstreze și o modalitate prin care membrii mafilor să poată să ia droguri și materiale singuri, dar nu știu, la un preț mult mai mare sau mult mai greu, ceva de genul ăsta. Și SOA să fie supplierii. Zi. Probabil. O să se păstreze și ceva ca să poată să ia și ei singuri. Nu știm încă ce au scripteri în plan. Ia furăm și una de aici să vedem. Luăm Wanted? N-am luat Wanted. N-am luat Wanted. Nu trebuia să iau Wanted dacă era cineva lângă mine? Sau la rank 6 nu iau? Poate nu era nimeni. Păi era, că eram față la LSPD. Nu e. Eram față. La rank 6 e cu 2 membri, trebuie să fie 2. A, trebuie să fie 2 jucători. Da. O rază de... A, am înțeles, la rank 6 e altceva. Da, băi, și asta este facțiunea SOA. Dacă se vor adăuga update-urile pe care băieții le promit aici și probabil se vor adăuga, dacă se va adăuga raid group și altele, înseamnă că va fi cu siguranță o facțiune foarte mișto care promite multe bine. Ea oricum a promis foarte multe încă de când a fost creată, când a fost creată la potențialul maxim. Asta n-am înțeles de ce n-au făcut facțiunea când toate erau gata, dar probabil era nevoie de o noutate pe server pentru că serverul cam murea pe atunci, murea de tot și a mai fost resuscitat așa un pic de update-ul cu SOA. Nu, băieți? Și noi acum o să vă lăsăm, dragi prieteni. Eu în continuare, în momentul în care voi veți vedea aceste videoclipuri, eu sunt plecat la mare de pe data de 2 până pe data de 12 august. Aceste clipuri le filmez, bineînțeles, în avans, astfel încât voi să le puteți vedea și să existe cât mai multe clipuri disponibile pentru voi. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, Swifty Gaming Room, unde o să aveți toate noutăți în legătură cu ce fac, pe unde mă duc, cu cine mă distrez și de ce. Și până data viitoare, hai să vă lăsăm și pe băieți să spună un cuvânt de final. Te rog, Silvi. Mă scrie pe mute. Silvi, ești pe aici? Probabil are treabă, nu știu. Tu ai picat internet. În fine, spune tu, te rog. Păi, dacă vrei să adaugi ceva. Nu, mai bine.
Sănătate și toate cele bune, Silvi. Dacă ne auzi, noi terminăm clipul. Vă salut și eu din partea lui pentru toată lumea. Și până data viitoare, fraților, încă o dată, stay close. Bye.